Aparițiile Maicii Domnului de la Medjugorje, care au început în urmă cu mai mult de 40 de ani și continuă în ziua de azi, au marcat profund viețile a zeci de milioane de pelerini, dar și a multor altor oameni care, deși nu au ajuns niciodată în această mică localitate din Bosnia-Herțegovina, s-au hotărât să trăiască mesajele Mariei acolo unde sunt, în toate colțurile lumii. Între 1984 și 1987, timp de 3 ani, Fecioara Maria a dat așa numitele mesaje pentru parohie, în fiecare zi de joi. Apoi a făgăduit că va da mesaje pentru lumea întreagă, însă o dată pe lună, în ziua de 25, așa cum continuă până în prezent. Mesajele pentru parohie au fost o școală a credinței pentru locuitorii din Medjugorje, dar, după cum au spus preoții parohi din acea perioadă, parohia Maicii Domnului este oriunde se trăiesc mesajele ei. Catehezele de atunci, ale părinților Slavko și Tomislav, pe baza mesajelor pentru parohie, s-au păstrat, astfel încât pot fi hrană spirituală și pentru noi, în ziua de azi. Continuăm cu mesajele despre rugăciune. A ne ruga cu inima înseamnă a-i înfățișa Domnului toată viața noastră. Este clipa în care putem să plângem în fața Lui, putem să-L strigăm sau să cântăm, putem să ne odihnim, simțindu-ne alături de El ca alături de un prieten care ne înțelege. Iată, a-i arăta lui Dumnezeu ceea ce trăim zi de zi înseamnă rugăciune cu inima. Un preot italian mi-a spus zilele trecute: să nu le vorbești italienilor despre rugăciunea cu inima, o vor confunda cu sentimentalismul. De fapt, este un lucru primejdios nu doar pentru italieni, ci pentru toată lumea. Oare trebuie să ne limităm la sentimente pentru a simți bucuria? Putem avea doar o pace sentimentală? Nu. A ne ruga cu inima înseamnă să fim fericiți chiar și când suntem răstigniți. Putem să stăm pe cruce și să fim plini de pace. Când contemplăm calea crucii, descoperim pacea lui Hristos. El nu i-a lăsat pe apostoli să-L apere. Înainte de a muri, a pus toate lucrurile în ordine. I-a iertat pe toți, a dăruit-o ucenicului cel iubit, pe maica sa, apoi și-a dat sufletul Tatălui. Rugăciunea cu inima nu este o dovadă de sentimentalism. Dimpotrivă, este o dovadă de tărie cu care pot fi mutați din loc și munții problemelor noastre. Este puterea de a umbla pe ape, așa cum începuse să facă Petru când l-a chemat Iisus. Pacea pe care o putem dobândi este dincolo de puterile noastre, de slăbiciunile noastre. Este ceva ce îi aparține lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne deschidem în rugăciunea făcută cu inima. După ce am înfățișat Domnului toate greutățile sau bucuriile, să rămânem în fața Lui pentru a-i aștepta cuvântul.
pentru a simți ce ne dăruiește, pentru a primi pacea sa, fericirea sa. Abia atunci, cu puterea primită, vom muta și munții din loc. Se întâmplă deseori ca un credincios să-mi spună: nu știu să mă rog. Cum adică nu știi să te rogi? Știi să vorbești cu prietenul tău? Știi ce să spui când intri într-un magazin, dar nu știi să vorbești cu Dumnezeu? Trebuie să ne eliberăm de orice false imagini și să ne apropiem de Domnul în toată libertatea. Așa cum se desfășoară viața noastră, trebuie să se desfășoare și rugăciunea cu inima. Tinerii trebuie să se poarte ca tinerii, vârstnicii ca vârstnicii. Sămânța rugăciunii, intrată în inimă, începe să crească odată cu viața noastră. Se dezvoltă încet, încet. Astfel rugăciunea rămâne în inimă și când lucrăm și când încetăm lucrul, căci este nevoia noastră de a fi cu Domnul neîncetat. Unii pelerini mă întreabă: cum putem pătrunde această taină, Medjugorje, mesajele de aici? O să vă dau un exemplu. Acum 2 săptămâni am celebrat o sfântă liturghie împreună cu cei din grupul de rugăciune. Liturghie care a durat mai mult și toți au luat parte activ. După câteva zile ne-am reîntâlnit și am împărtășit ceea ce trăisem în zilele următoare liturghiei. Am aflat că petrecusem cu toții 1 săptămână în pace, în bucurie, și toate lucrurile deveniseră clare. De asemenea, ne putusem ruga fără nicio greutate. Iată, fiecare făcuse câțiva pași înainte. Începuse să descopere singur ce trebuie să facă pentru a crește în viața spirituală. Așadar, pentru a înțelege taina de aici, trebuie să trăim zilnic împreună cu Hristos. Când avem această întâlnire profundă cu Domnul și cu frații noștri, reușim să înaintăm cu ușurință. Problemele nu vor mai fi poveri, fie ce pas va fi ușor. Încercați și voi, în grupurile de rugăciune, împreună cu preoții voștri, și veți vedea cât e de ușor. O veți înțelege pe Sfânta Fecioară și pe Dumnezeu și se va lărgi mult orizontul vostru. Puteți fi cei mai fericiți oameni dacă îl descoperiți cu adevărat pe Iisus. Să nu-i puneți niciodată limite. Da, Doamne, te urmez până aici. Ci rămâneți deschiși. Dacă Dumnezeu vă cheamă la o vocație pentru a vă închina viața Tatălui, urmați-L pe Iisus, nu vă temeți. Cine a simțit o chemare pentru o vocație, fie laică, fie religioasă, trebuie să-și deschidă de plin inima, pentru că va primi harul doar prin acea vocație. Cred că tragedia creștinilor este aceasta. Nu au înțeles făgăduința făcută de Iisus
când a fost întrebat de Petru: Noi am lăsat totul. Ce vom primi în schimb? Domnul a răspuns: De 100 de ori mai mult în viața aceasta și viața veșnică. Dacă creștinii nu ajung să înțeleagă acest de 100 de ori, dacă nu-l pot simți, nu-l pot trăi, atunci vor avea mereu un complex de inferioritate. Orice renunțare li se va părea o povară. Vor fi triști. Și atunci, cum va fi cu putință vestirea fericirilor, a Evangheliei? Mă voi ruga pentru voi ca să puteți înțelege acest de 100 de ori, care își are izvorul în iubirea lui Dumnezeu. Este, de fapt, ceea ce ne-a spus Sfânta Fecioară în mesajul din 14 august 1986. Dragi copii, doresc ca rugăciunea să fie bucuria întâlnirii voastre cu Domnul. Nu pot să vă călăuzesc dacă voi nu simțiți bucurie în rugăciune. Zi de zi doresc să vă conduc mai mult în rugăciune, dar nu vreau să vă oblig. Iată, nu are rost să ne rugăm dacă rugăciunea noastră nu ne deschide tot mai mult către această dimensiune a bucuriei, a păcii. Dacă nu se întâmplă astfel, înseamnă că rostim doar cuvinte goale. Când ne rugăm rozariul, de pildă, contemplarea misterelor trebuie să ne descopere mereu altceva. Invocația Bucură-te, Marie, nu va mai avea aceleași cuvinte, căci va oglindi un conținut nou. Când vin aici, pelerinii încep să întrebe dacă va fi război, dacă se va întâmpla ceva rău, și sunt plini de teamă, sunt îngrijorați. Cine ajunge însă la o stare de încredințare deplină, prin rugăciune, nu are această teamă, pentru că este în așteptarea împlinirii voiei Domnului, a venirii împărăției sale. Dacă nu trăim această stare profundă, fiecare Tatăl nostru va fi fals. În rugăciunea domnească, noi cerem: Sfințească-se numele Tău, deci nu al nostru. Vie împărăția Ta. Așadar, nu urmăm planurile noastre. Când luăm în serios mesajele Sfintei Fecioare, inimile noastre sunt pecetluite de această pace. Și doar așa putem da mărturie celorlalți, pentru că lucrul care lipsește cel mai mult lumii de azi este adevărata pace, adevărata bucurie. Nu este de ajuns să spunem: Da, cred că Maica Domnului apare aici. Trebuie să facem pași înainte, să-L întrebăm pe Dumnezeu: Care este voia Ta, Doamne, pentru mine? Ce vrei să fac? Dă-mi lumină ca să înțeleg voința Ta pentru acest timp. Să nu uităm că în rugăciune ne întâlnim cu Dumnezeul cel viu și trebuie să primim
un răspuns pentru noi. Dacă ne rugăm ore și ore, zile în șir, dar nu ajungem la această lumină, la această limpezime sufletească, rugăciunea nu a adus rod. Maica Domnului a spus odată: mulți se roagă, dar nu intră în rugăciune. Dacă rostim doar cuvinte goale, Scriptura ne spune că ele sunt primejdioase, pentru că ne duc pe calea fariseismului. În 28 august 1986, Sfânta Fecioară a dat următorul mesaj: dragi copii, vă chem să fiți în toate un exemplu pentru ceilalți, mai ales în rugăciune și în mărturie. Dragi copii, eu nu pot ajuta lumea fără voi. Doresc să lucrați împreună cu mine în totul, chiar și în lucrurile cele mai mici. Pentru aceasta, dragi copii, ajutați-mă! Rugăciunea voastră să vină din inimă, iar voi să vă încredințați cu totul mie. Astfel, voi putea să vă învăț și să vă conduc pe drumul pe care l-am început cu voi. De ce oare mulți creștini nu pot să dea mărturie ateilor? Pentru că rugăciunea nu este pentru ei un act de credință, nu o fac din inimă. Un predicator spunea: primejdia cea mai mare pentru credință nu sunt ateii declarați și nici lumea care se îndepărtează de Dumnezeu. Adevărata primejdie sunt creștinii care spun cred, dar credința lor nu le schimbă viața. Doar rugăciunea făcută cu inima și apoi trăită poate schimba lumea. Descoperim în rugăciune voința lui Dumnezeu și apoi o punem în practică. Fără această cale a rugăciunii, pe care ne conduce Sfânta Fecioară, nu putem înainta în viața spirituală. Când însă facem pași înainte, descoperim că totul ne stă la îndemână, până la lucrurile cele mai mici. Figura Sfintei Fecioare, care stă în fața îngerului și spune daul său, să ne fie mereu înaintea ochilor. Sfântul Augustin spunea: Dumnezeu te-a creat fără tine, dar nu te poate mântui fără tine. Așadar, trebuie să rostim și noi daul nostru. Consfințiți-vă în fiecare zi Sfintei Fecioare. Asta nu înseamnă să citiți doar rugăciunea de consfințire, ci să vă încredințați de plin Maicii Domnului. Dacă vrem să înțelegem prezența Mariei aici, trebuie să o înțelegem astfel. Ea dorește să ne aducă fericirea. Întorcându-vă acasă, nu veți avea nimic de dat familiilor voastre dacă nu purtați
această fericire primită de la Domnul. Nu trebuie să spuneți niciun cuvânt despre Sfânta Fecioară dacă nu sunteți în stare să le arătați oamenilor cum să ajungă la adevărata fericire. Toată lucrarea vieții spirituale trece prin această fericire împlinită în voi. Când veți intra în legătură cu Domnul prin rugăciune, veți vedea că binecuvântarea Lui este mereu asupra voastră, asupra muncii voastre și încet, încet, toată situația din jur se va schimba. Dar trebuie să aveți curajul de a trăi această speranță. Iată, fraților, ați venit aici, la școala Sfintei Fecioare, ca să împliniți deschiderea sufletului către Domnul, pentru ca viața voastră să fie pentru ceilalți oameni o revoluție a fericirii. Atunci, toate cuvintele pe care le veți aduce în numele Mariei nu vor fi doar o teorie. Văd că lumea de azi este atât de preocupată de lucrurile pământești, încât nu mai este în stare să înțeleagă cuvintele pace, bucurie, fericire, iubire, pe care ni le spune cerul. Nu mai reușim să simțim, să trăim aceste realități. Să ne reamintim un mesaj de acum câteva luni. Fără rugăciune, nu-L veți simți nici pe Dumnezeu, nici pe mine și nici harurile pe care vi le dau. Maica Domnului ne dăruiește, dar noi nu suntem în stare să primim. De aceea ne cheamă necontenit la rugăciune. Pentru că rugăciunea înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu, nu să cauți sănătatea, nici frumusețea, nici un anume loc de muncă, ci împărăția lui Dumnezeu. Acesta este mesajul central pe care Sfânta Fecioară ni-l dă în fiecare zi de joi prin mesajele pentru parohie.